În cazul producerii unui seism major, autoritățile locale din Curtea de Argeș spun că sunt pregătite să intervină. Ultimul cutremur important a fost cel din 1977, când magnitudinea a depășit 7 grade pe scara Richter. Chiar dacă la nivelul țării au murit peste 1500 de oameni, la Curtea de Argeș nu au fost înregistrate victime umane și nici pagube materiale însemnate. În Curtea de Argeș, noi știți că am avut cutremure, de fapt în toată țara, în 1940 a fost 7,4, la noi am avut și în 77 și peste tot, deci au fost cam 7,2. Nu au fost probleme deosebite, cel puțin în Curtea de Argeș, după câte știu și din cercetând, mă rog, istoricul, nu, au fost câteva coșuri care au căzut, deci na. Victime umane? Nu au fost victime umane și nici pagube materiale însemnate. Acum este adevărat că dacă va mai... și trebuie să vină, după cum sunt specialiști, un astfel de cutremur, pentru că se repetă după un ciclu de între 30 și 50 de ani și sigur va veni unul, însă cred că va fi tot așa în jurul 7-3-7-4. În cazul unui cutremur major, cele mai afectate vor fi clădirile din centrul vechi al municipiului. Construcțiile ridicate în urmă cu mai bine de 100 de ani sunt cele mai vulnerabile în cazul unui seism. Este posibil ca aceste construcții mai vechi, care depășesc 100 de ani în centrul vechi, să fie afectate într-o mai mare sau mică măsură. Blocurile care sunt făcute după 1977 au fost proiectate în așa fel încât să reziste la cutremure mai importante. Eu cred că nu vor fi probleme deosebite. Noi avem planuri de intervenție, dacă va fi un astfel de cutremur care să, cutremur major, să zicem, cu procedurile care se respectă, cu cine intervine, cu, mă rog, convocarea comitetului local prin situația de urgență. Și că ne vom descurca într-o astfel de situație. Cel mai important în momentul producerii unui cutremur este să vă păstrați calmul și să vă adăpostiți într-un loc sigur. În plus, mai ales cei care au construcții vechi sunt sfătuiți să își expertizeze locuințele. Numai așa vor putea să afle cât de rezistente sunt clădirile și până la ce magnitudine vor rezista în cazul unui cutremur. Întâi ar trebui plecat de la prevenire, dacă se poate spune așa, în sensul că trebuie să ne expertizăm locuințele, atât persoanele fizice cât și juridice. Sunt experți care pot să facă acest lucru și chiar este o obligație legală. Să ne consolidăm în interior acele corpuri suspendate, cel puțin dormitoare, pentru că acestea pot cădea peste noi, să ne prindă când dormim, să știm unde ne adăpostim în cazul unui cutremur, de aceea e bine din timp să ne găsim niște locuri pe lângă pereți, departe de ferestre, pe sub grinzi de rezistență, lângă mobilier mai solid, sub mese, birouri, pe lângă, chiar lângă pat acolo, pentru că se formează un triunghi așa care ne protejează. După care nu avem voie sau nu este indicat să ieșim în timpul cutremurului pentru că scările cedează primele, în lifturi nu se pune problema. De asemenea, este bine ca după ce trece cutremurul să oprim alimentarea cu gaze, cu energie electrică, apă, pentru că se produce avarii. E bine după aceea să intervenim dacă sunt persoane care sunt accidentate, să îi ajutăm, eventual să anunțăm la serviciile de specialitate, să ieșim în afară în spațiile deschise, luând cu noi strictul necesar. Eu știu, buletin, ce ne trebuie nu, ca documente și să așteptăm să ascultăm indicațiile date de posturile locale și naționale de televiziune și de radio care ne transmit informații, dacă vor fi replici sau nu, în așa fel încât să știm ce trebuie să facem. Și e bine să ne luăm pe zvonuri. De aceea n-ai rost să intrăm în panică pentru că este un fenomen imprevizibil, nimeni nu știe când se întâmplă, ați văzut că nici japonezii nu pot să prevadă care sunt cei mai tari în domeniu. De precizat ar fi faptul că un cutremur, așa cum a fost cel din Japonia, nu poate fi înregistrat în zona noastră.